Salut, săgetători! Voi face citirea pentru perioada 1-15 iulie 2024. În această perioadă se va face simțită în continuare opoziția lui Lilith și Neptun pe toată perioada, dar această opoziție vă dă o gândire greșită, o imaginație, fantezii, neatenție, teamă de greșeli, frici, blocaje în comunicare, neclaritate în gândire și confuzie, dar dacă sunteți răbdători, vă bazați pe credință, veți observa că această opoziție ea poate fi valorificată în Pluto retrograd. Deci opoziția este ceea ce vă antrenează pe voi relațiile și relații care sunt de prietenie. Poate să reprezinte și protectorat legate de familie, de cămin, de trecut. Și în primul rând în Pluto retrograd aveți comunicarea voastră. Este bazată pe instincte, pe schimbări, pe transformări, care se va ducă spiritualitate și credință. De asemenea, Lilith formează și ea un aspect benefic cu Pluto și vă puteți folosi instinctele, transformările, schimbările legate de aceste persoane, de relațiile pe care le aveți. Sextilul dintre Neptun și Pluto se menține pe toată perioada și vă ajută să găsiți soluții legate de familie, de cămin și să le comunicați foarte bine. În data de 6 iulie avem luna nouă în Rac. O lună nouă care se formează la ora 1:57 în 14 grade și 23 de minute, Rac. Soarele este în conjuncție cu luna. Atât soarele și luna, deci sunt aliniate perfect. Aveți emoții, visare, folosirea intuiției și imaginație. Simbolul, pentru voi este, în primul rând, să vă folosiți legat de trecut, de strămoși, de curiozitate, acest moment pentru a descoperi anumite lucruri. Sau puteți să gândiți anumite proiecte care să fie legate de familie, de cămin, să comunicați cu apropiații. Ascendentul momentului este în 13 grade Taur. Favorizează dorința de avere, de a poseda bunuri materiale sau, sau persoane. Dorința este în primul rând de a avea controlul asupra unor bunuri materiale și chiar ajungeți la încăpățânare. Sănătatea este scăzută. Relațiile sunt pasionale într-un mediu îndestulat. Putem să vedem mai departe că Neptun în data de 7 iulie va intra în retrogradare în 29 de grade și 55 de minute, Pești, până pe data de 7 decembrie 2024. Este un timp de reflexie, de gândire, de explorare a aspectelor ascunse ale vieții voastre. Este timp să renunțați la ceea ce nu vă este util și să găsiți adevăratul scop în viață. Puteți să vă descoperiți dorințele, fricile și pasiunile. În 15 iulie, un moment foarte dur, este o conjuncție în Taur dintre Marte și Uranus în 26 de grade Taur. Vă favorizează tensiuni electrizante, rebeli legat de locul de muncă, de activitățile voastre zilnice și
trebuie să fiți foarte atenți, fiindcă vă dezvoltă orgolii, vă face să vă asumați responsabilități, agresivitate, furie, relațiile sunt tensionate, cu manifestări agresive, risc de accidente, electrocutări și acțiuni greșite. Să vedem ce spune tarotul. La baza pachetului 10 de monede, am putea spune că este vorba de bani, bani pe care îi primiți în familie pentru eforturile făcute de familie, de toți, dar și un 7 de monede care arată că totuși nu sunteți mulțumiți de ceea ce primiți, este foarte puțin și sperați că pe viitor această situație se va rezolva. Sunteți magicieni în tot ceea ce privește, vă atingeți un scop, v-ați fixat un scop pe care reușiți să-l atingeți și să obțineți ceea ce vă doriți. Adică să vă folosiți mentalul, ideile, gândirea, creativitatea, sentimentele, relațiile, comunicarea, energia, vitalitatea și bagheta magică pentru a ține sub control anumite situații sau a manipula anumite persoane și soarele care arată fericire, abundență, căldură, dar este bine să fiți foarte atenți și carul de luptă. Deci este foarte bine să fiți atenți că acest soare poate să și distrugă viața atunci când nu are ce evapora. Și iată prima poziție, voi. Voi sunteți preocupați de o casă. Vreți să o modernizați, vreți să închiriați, vreți să cumpărați, sunteți preocupați de acest aspect legat de casă, de căminul unde stați. Fericirea pentru voi vine din partea unei regine de spade, o femeie cu ascendent zodie lună plină în balanță. Poate să fie vorba de creativitate, de iubire, de hobby-uri, de educație, deci dă un aspect benefic pentru voi, comunicați cu această persoană, este o comunicare care vă ajută, poate să vă dea idei noi. În ceea ce privește cunoașterea, cunoașterea voastră este legată de intuiție. Trebuie să vă folosiți intuiția, să vă bazați pe această intuiție a voastră pentru a vă dezvolta cunoașterea, călătoriile, studiile sau s-ar putea să aveți o relație, dacă mergeți la studii sau într-o călătorie, cu o femeie cu ascendent zodie lună plină în rac sau în Scorpion, care știe să vă manipuleze, știe să vă afle secretele, știe să folosească aceste secrete în interesul ei. În ceea ce privește resursele, locul de muncă sau rutina zilnică și cariera. Pentru voi în legat de resurse, de bunuri materiale, sunteți în așteptare. Așteptați să se întâmple ceva, așteptați să primiți ceva. Considerați că această cupă trebuie să o primiți. Aveți 3 cupe în față, mai trebuie o cupă. Atât și
vă simțiți împliniți, fericire, abundență, fertilitate. În schimb, legat de locul de muncă, de rutina zilnică, aveți dreptatea. Dreptatea arată, în primul rând, dorința de a vi se face dreptate. S-ar putea să aveți un proces de care vă ocupați și sunteți interesați. Acest aspect presupune să țineți cont de faptul că această dreptate poate să impună să cunoașteți forța de reacție a celelalte persoane, să țineți sub control această forță de reacție, dar să cunoașteți legile după care se judecă și, bineînțeles, să nu uitați de dreptatea și de adevărul divin. Regina de monede arată o poziție benefică pentru voi în carieră, o susținere din partea unei femei cu ascendent zodie lună plină în Capricorn, care vă susține financiar așa cum poate. Ea nu realizează o avere pentru ea, dar poate să pună ceva bani deoparte, astfel încât să vă ajute, să vă susțină într-o situație. În ceea ce privește comunicarea, contractele și relațiile. În comunicarea voastră cu frați, surori, veri, vecini, aveți acest 4 de 5 de monede care arată o pierdere. Veți pierde ceva. Este o pierdere pe care nu o recuperați, nu aveți ce face, aceasta este situația. În schimb, într-un contract sau un proces, voi aveți un as de monede. Asul de monede arată un talisman al norocului. Arată obținerea unor bani, o sumă mai mare de bani pe care puteți să o folosiți pentru voi, pentru bun gust, pentru o locuință, pentru o casă, să zicem, pentru un apartament, ceva. Deci ceva mai costisitor. Reprezintă o sumă mai mare și mai costisitoare pe care puteți să o folosiți pentru voi. Un 4 de spade arată, în primul rând, așteptarea, refacerea, analiza, gândirea. Deci nu este un moment tensionat, este un moment în care voi vreți să vedeți ce s-a întâmplat, de ce ați fost trădați și veți prefera să vă refaceți, să analizați, să țineți totul sub control. În ceea ce privește familia, căminul, și schimbarea, transformarea, dar și karma voastră. Și iată, aveți aici în familie, în cămin, o ceartă. S-ar părea că veți ajunge să vă certați cu o persoană sau să-i spuneți ce aveți de spus. Aceasta să vă riposteze și să vă spună la fel lucruri destul de dure și atunci să ajungeți la o despărțire, o finalitate. Acest aspect poate să fie legat de căminul vostru. Cineva care ajunge la acest aspect. Dar legat de schimbare, transformare, renaștere, voi sunteți în așteptare. Dacă observați acest personaj, are două bâte, doi de bâte, dar și un glob în mână, care arată că el așteaptă să primească un răspuns. Forța, puterea voastră interioară vă ajută să țineți situații sub control, să
Vă folosiți intuiția, creativitatea, iubirea și să nu aveți niciun fel de probleme cu această situație. Dacă ne uităm încă o dată, aveți o serie de arcane majore care clar o să vă aducă un pic de agitație. Această mare preoteasă, ea poate să aducă agitație, dar și dreptatea. Dreptatea în ceea ce faceți voi în rutina voastră zilnică și forța. Forța care este foarte benefică, fiindcă ea cade în zona casei a 12-a, vorbim de karma voastră. Aceasta a fost citirea pentru voi. Vă mulțumesc pentru timpul acordat și nu uitați, dacă vă regăsiți în această citire, puteți să ajutați canalul să dezvolte dând un like, abonându-vă, transmițând mai departe. Nu vă costă nimic și vă mulțumesc!